Mă bucur să fiu din nou în familia Betania și mergem în această serie despre avertismente pentru vremurile din urmă. De ce? Pentru că înșelăciunea este la ea acasă și știți unde? În biserică. Apostolul Petru, Apostolul Iuda, Apostolul Pavel, Domnul Hristos avertizează: din voi, în mijlocul vostru, au apărut acești învățători mincinoși care aduc învățături stricate. Și apropo, aici în capitolul 13 din Evrei, în versetul 9 spune clar, după ce se spune Iisus Hristos e același ieri și azi și în veci. Versetul 9 spune așa: să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri care n-au surgit la nimic celor ce le-au păzit. Iată că întotdeauna, în fiecare generație, vin oameni care cred că e bine să adaugi circumcizia la jertfa Domnului Hristos. Baticul, blugii tăiați, alții, da? Alții bătutul din palme, nu-i de ajuns doar șerfa Domnului, trebuie să cădem pe jos, trebuie să tremurăm, trebuie să experimentăm. Dragul meu, Biblia ne avertizează să avem grijă la învățăturile străine. La șerfa Domnului Iisus Hristos nu mai putem adăuga nimic. Orice învățătură de pe planeta asta care îți spune că jertfa Domnului Hristos mai are nevoie de încă ceva, plus ceva să fii mântuit, este o învățătură eretică. Credința în jertfa lui Hristos este de ajuns pentru mântuire. Dar credința autentică întotdeauna se manifestă în faptele credinței. Amin? În seara asta o să fac o mică introducere pentru că vreau să ne aducem aminte de ce am vorbit până acum. Am început în prima noastră serie sau în prima noastră predică când am vorbit despre vremurile din urmă, despre avertismentele Domnului Iisus Hristos, Matei 24 și în restul epistolelor, dar și în Evanghelie, aveți grijă să nu fiți înșelați. Și dacă Domnul Hristos, stăpânul stăpânilor, Domnul domnilor, Dumnezeu însuși, spune aveți grijă, înseamnă că e posibil să fim. Dacă tatăl îi spune la un copil, după ce îi dă bicicleta, ai grijă să nu cazi, înseamnă că există posibilitatea să cadă. Aveți grijă să nu fiți înșelați. Asta a fost avertismentul Domnului Hristos și de acolo am plecat. Apoi, în a doua predică, am predicat și am dezvoltat împreună subiectul Scripturii. Sunt foarte mulți oameni care nu cred că Scriptura este suficientă. Nu cred în suficiența Scripturii și predicarea Evangheliei pentru mântuire. Ei cred că mai trebuie să adaugi psihologie, psihoterapie, da? Evanghelia sinelui care trebuie să hrănești și să vindești copilul din tine, să gauți în toate gunoaiele trecutului tău și așa să fii mântuit. Dragul meu, ai grijă! Psihologia n-a mântuit pe nimeni! Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, singurul standard după care Dumnezeu ne va judeca. Nu după filosofia cu care ai crescut, nu după tiparele cu care ai crescut. Îmi zicea cineva, un profesor la facultate, la anul 4, îmi zicea: mă, Sani, eu baptism m-am născut, eu baptism mor. Eu niciodată n-am înțeles treaba asta. Dacă m-am născut prost, nu înseamnă că trebuie să mor prost. E fain că te-ai născut într-un context penticostal, baptist, creștin după Evanghelie, poate chiar ortodox. Ia ce-i bun, dar du-te la Scriptură și validează cu Scriptura. Dacă nu este bazat pe cuvântul lui Dumnezeu viu și adevărat, dă-i la o parte. Pentru că sunt fapte moarte. Nu te ajută cu absolut nimic. Scriptura este suficientă. Vin tot felul de oameni acum în vremurile din urmă și spun: mai există o revelație, să vezi ceva nou ce a apărut în America. Tipul ăsta care spune că a apărut a doua apocalipsă și a apărut a doua și a treia și așa. Și Ioan n-a putut să o ducă, de aia a descoperit Dumnezeu. Dragul meu, nu mai există nicio nouă revelație. Tot ce a făcut Dumnezeu sau ne-a vrut să ne transmită este scris în această carte care se numește Sfânta Scriptură. De ce se numește Sfânta Scriptură? De ce se numește Țara Sfântă? De ce se numește Orașul Sfânt? Ce au toate aceste trei lucruri în comun? Un singur proprietar, pe Dumnezeu. Amin? Sfânta Scriptură este cuvântul inspirat. Da? Acolo în original este cuvântul rema, în ebraică, da? Este rua, iertați-mă, rua. Deci inspirația lui Dumnezeu, suflarea lui Dumnezeu care a suflat prin vasele lui și au scris exact ceea ce noi avem nevoie să învățăm astăzi. Ca să ne păzim, să nu fim înșelați. De aceea vreau să te provoc să înțelegi. Scriptura este suficientă. De asta, de câte ori o să vă întâlniți cu mine, nu o să vă predic niciodată lucruri noi, ci o să vă predic aceleași lucruri
care s-au predicat, Domnul Hristos le-a predicat, prorocii Vechiului Testament le-au predicat, apostolii le-au predicat, ucenicii le-au predicat și toți oamenii lui Dumnezeu care au venit de atunci până aici. Și asta este și datoria noastră, să predicăm Sfânta Scriptură. Problema, îmi spunea cineva, băi, știi ce e treaba cu predicatul ăsta din Biblie prea mult? Plictisește oamenii. Nu, nu, problema este, nu că Scriptura plictisește, Scriptura e vie. Problema e că noi suntem atâta de morți încât nu mai ne spune nimic cuvântul lui Dumnezeu. Am început să ne luăm de șireturi cu cuvântul lui Dumnezeu. Am început să-L tratăm ca pe ceva foarte comun. Și Doamne, iartă-ne păcatul ăsta! De asta eu mi-am propus să fac o revoluție, sincer să fiu, în primul rând în viața mea. Și revoluția asta este simplă, să pun cuvântul lui Dumnezeu deasupra oricărui lucru din viața mea. Și cu toți cu care mă întâlnesc și mă bucur că sunt biserici cu care colaborez și parteneriez, care au început să-și aducă Biblia la biserică. Telefonul nu e Biblie. Repet, telefonul nu este Biblie. Este un device electronic în care există o aplicație care se numește Biblia. Dar Biblia este asta, scrisă, asta. Ai nevoie de ea să o simți, ai nevoie să interacționezi cu ea, ia-o, luptă-te cu ea, deschide-o, citește-o. Lasă cuvântul Dumnezeu să penetreze viața ta și mintea ta și crede-mă, o să fii un om cu adevărat transformat. Nu o să trebuiască să zică păstorul Tibi, cântă-mă și tu laudă-L pe Domnul. Că atunci când vii la biserică, abia aștept să-L lauzi pe Domnul, că ești plin de cuvântul Dumnezeu. De asta spune Scriptura, cuvântul lui Hristos să locuiască, Coloseni 3:16, te rog, Carina, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. În toată înțelepciunea, sfătuiți-vă, scuze-mă acolo, vorbiți unii cu alții, dar în toată înțelepciunea, învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu ce? Iată că un om în care e cuvântul lui Hristos, primul lucru are un efect, are înțelepciune. După aia el poate să dea învățătură, poate să dea sfat în înțelepciunea aia. Și ce cântă? Nu cântă nici muzică rock, nici muzică clasică, nici manele, nici muzică ușoară. El cântă ce? Psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Cântând lui Dumnezeu cu mulțumire, focusul lui este să-L mulțumească pe Dumnezeu. Vezi tu ce efect are cuvântul asupra omului? Dacă din mine, un om cu mintea stricată, două tentative de sinucidere, un dependent de alcool, un dependent de tutun, un om violent și fără viitor, cum mai sunt câțiva pe aici, cuvântul lui Dumnezeu a avut putere să mă transforme, să mă smulgă din ghearele celui rău și să mă pună pe stângă. Crede-mă, e același cuvânt, El este același ieri și azi și în veci. Cuvântul nu se schimbă. Apoi data trecută când ne-am întâlnit, am vorbit despre această sferă a supranaturalului. Sunt foarte mulți încântați de sfera supranaturală și am spus, nu tot ce este supranatural egal Dumnezeu și diavolul poate să facă minuni. Oameni buni, aduceți-vă aminte doar episodul din Egipt. Au venit vrăjitorii lui Faraon și Faraon a zis, băieți, veniți încoace, voi nu puteți face ce face Moise, să trăiești șeful. Și au început și ei să facă, până la un moment. De asta este înșelăciunea mare, că de multe ori prorocii falși sau făcătorii ăștia de minuni falși fac aceste minuni ca să-ți întoarcă inima spre alți dumnezei. Spune Scriptura în Vechiul Testament, Deuteronom 13, 18, dacă prorocul prorocește și se împlinește, dar îți îndreaptă inima spre alți dumnezei, să nu-l asculți, că nu este de la mine, ci Dumnezeu îți testează inima. Chiar dacă se împlinește minunea, chiar dacă se împlinește prorocia. Bă, frate Sani, ăsta vorbește cu da și amin. Dragul meu, eu cred în lucrarea profetică nou-testamentală. Cred în puterea lui Dumnezeu de a face minuni. Aici, în Betania, am experimentat împreună minuni și vindecări. Dar nu tot ce e supranaturale de la Dumnezeu. Trebuie să filtrăm, să avem discernământ. Pentru că vezi tu, prorocii ăștia falși, învățătorii falși, creștinii falși, ei știu să vorbească, au cuvintele la ei, dar nu au și trăirea la ei. Plecați de la mine, toți cei care ați lucrat fără de legea. Iată, ei au făcut minuni, au scos dragi. Dragii mei, voi știți cât de șocat am fost eu la 20 de ani, când studiam Scriptura așa asidiu, să realizez că Iuda Iscarioteanu a fost unul care a scos dragi din oameni. Gândiți-vă un pic, reflectați. Iuda, în care Satan a intrat, a fost odată ucenicul lui Hristos și a scos? Eu unul nu vreau să ajung ca Iuda. Vreau ca cuvintele mele să fie, sau trăirea mea,
să fie acolo cu cuvintele mele. Ce spunem, aia să facem, pentru că știi ce am învățat despre Dumnezeu? Dumnezeu e Dumnezeu de cuvânt și în cuvânt. Ce spune, aia face. Și ce poruncește ea, ființă. Dumnezeu nu se joacă, nu zice una acum și mâine zice alta. Și data trecută am învățat că viața asta bazată doar pe experimental, pe supranatural, poate fi o viață periculoasă. De aceea noi îl credem pe Dumnezeu nu bazat pe minuni, ăla vin la pachet. Noi îl credem bazat pe promisiunile cuvântului său, amin? El este prezent aici. Eu nu mă chinui prin cântece să-l aduc pe Dumnezeu, îi cânt lui Dumnezeu că e deja prezent. Pentru că el a promis că unde sunt doi sau trei adunați în numele lui, el este prezent. Îs absolut convins că e aici. Nu trebuie să-mi spună nimeni că Dumnezeu e aici. Bă, frate, trezește-te, Dumnezeu e prezent. Tu ce faci, încă stai pe telefon? Îs absolut șocat că merg prin biserici și în timpul predicii oamenii stau pe telefon pe Facebook. Alții își caută vacanțe. Alții sunt pe WhatsApp. E incredibil! Eu sunt absolut șocat. Credeți-mă, îmi vine să-mi trag singur palme. Nu pot să cred că un om poate să facă așa ceva care vine la biserică. Dragul meu, nu-ți pierde vremea! Mi-aduc aminte de doi tineri care au venit la un păstor în Italia și au spus, frate, păstor, ne-am botezat și noi, dar ne cam plac femeile. Și păstorul a fost atât jucat și zice, mă băieți, voi vreți să vă pocăiți sau nu vreți să vă pocăiți? Am vrea, dar ne cam place viața. Și uitându-se la ei așa cu milă, le-a zis, mă, oameni buni, duceți-vă dracului și făceți-vă de cap și când vreți să vă întoarceți la Dumnezeu, veniți și pocăiți-vă cu adevărat. Nu vă păcăliți nici pe voi, nu vă mințiți nici familia, că intrați în apa aia și mâine vă continuați viața și nu păcăliți nici pe alții și nu faceți ca numele Domnului să fie vorbit de rău din cauza voastră. Cam dur păstorul, sincer. Nu știu dacă aș fi abordat pe tine, eu l-am citat pe el, așa a zis, dacă aș fi abordat pe tine ăștia chiar așa. Dar mi-aduc aminte odată că la 16 ani jumate, un păstor mi-a zis și mie, Sani Trancă, dacă nu citești Scriptura, te ia. Eu am înțeles perfect ce el mi-a transmis. El nu a pus un blestem pe mine, el mi-a transmis așa. Ori dai mâna cu cuvântul lui Dumnezeu și te întorci la Dumnezeu cu adevărat, ori continuă-ți viața, băiete. Dragii mei, noi nu trebuie să ne înșelăm singuri, amin? Dumnezeu, așa cum a citit, Dan, va pedepsi pe curvari, va pedepsi pe mincinoși. Nu poți să spui că ești al lui și să trăiești cum el nu vrea, e imposibil. De aceea, nu te lăsa prins în această înșelătorie, că dacă faci minuni, dacă ai revelații, culmea nebuniei. Stăteam odată la o cafea cu cineva care căzuse în curvie și îmi predica de sfințenie. Am luat două guri de espresso și cum sunt eu un om foarte direct și nici nu vreau să pierd timpul, m-am uitat la el și am spus, băi omule, oprește-te, cine a curvit, eu sau tu? Zice, eu, dar nu mă pot abține. Una zic și alta fac. Dragii mei, cu noi nu trebuie să fie așa. Trebuie să fim oameni de cuvânt și în primul rând oameni ai cuvântului lui Dumnezeu, amin? Să iubim cuvântul, să îmbrățișăm cuvântul și să împlinim cuvântul. Da? Mai sunt și alte ispite în această zonă a vremurilor din urmă, dar în seara asta aș vrea să vorbesc despre o altă ispită care am văzut-o în biserică și se propovăduiește destul de mult și aș vrea să vă dau o provocare și să vă spun așa, că Dumnezeu nu este Moș Crăciun. Prea mulți îl tratează pe Dumnezeu ca și cum ar fi un fel de lampa lui Aladin, de Moș Crăciun. Își văd de viață, dacă ne iau nevoie, vin acolo, zic două rugăciuni așa pe grabă și vor ca Dumnezeu să sară. Cineva îmi spunea, băi, dar tu îți dai seama cât de ofensat mă simt? M-am rugat 3 săptămâni la rând și Dumnezeu nu-mi răspunde. Zic, tu te simți ofensat că Dumnezeu nu-ți răspunde. Unde ai fost în ultimii 10 ani, prietene? Înțelegeți? Și vreau să le luăm pe rând. Dumnezeu nu este Moș Crăciun, dar așa aia se propovăduiește. Sunt acești învățători falși care propovăduiesc un Dumnezeu care este acolo pentru tine. El este acolo doar să-ți facă poftele, este acolo să-ți împlinească visele, este acolo și au inversat rolurile. În loc să fim noi slujitorii celui preanalt, a devenit cel preanalt slujitorul nostru. Prima minciună a acestor proroși falși în doctrina lor este asta, Dumnezeu te vrea fericit. Asta a fost doctrina aristoteliană, deci dacă știți în Grecia antică, filozofii greci spuneau că fericirea este ultima, cum să spun eu, cea mai extraordinară experiență pe pământul ăsta, să fii fericit.
Dar oare asta vrea Dumnezeu de la noi pe pământul ăsta? Crezi că fericirea ta este în calcul aici? Spuneau doi tineri care erau căsătoriți și nu mai vreau să trăiască unul cu altul pentru că nu erau fericiți. Ea dădea vina pe el, nu mă face fericită. El dădea vina pe ea, ea nu mă face pe mine fericit. Și Dumnezeu nu vrea să fim nefericiți. Nu-i așa? Dumnezeu vrea să fim fericit. De aceea voi divorța de acest soț și îmi voi lua altul. Dragul meu, Dumnezeu nu e acolo să te facă fericit. Roman capitolul 8, de la 28 la 29 spune așa: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Atenție, tu nu ești chemat la fericire, ești chemat la asemănare cu Hristos. Că degeaba te face Dumnezeu fericit și îți pierzi sufletul. Scopul lui primordial este să-ți salveze sufletul. Nu-i vindecarea ta. Așa cum a spus și Dan, vindecarea e importantă. Dumnezeu vindecă, Dumnezeu e vindecător. Dar scopul lui în viața noastră este ca să ne aducă în asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Ăla e scopul numărul unu, asemănarea, nu fericirea. Spune Scriptura în Evrei, acolo de la 12, spune: fiule, nu disprețui disciplinarea Domnului și nici nu te descuraja, de la 5 la 7, când ești mustrat de El, căci Domnul își disciplinează pe cel pe care îl iubește și lovește cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Wow! Dumnezeu disciplinează! La câți vă place disciplinarea? La câți dintre voi ați luat bătaie când erați mici de la părinți? Majoritatea aici știm ce înseamnă nuiaua. Mai puțin ăștia din generația asta care a deja împrumutat filozofii din umanism, care nu mai cred în disciplina în familie, indiferent prin ce vine ea, da? Dar, dragul meu, nu ne place disciplina. De multe ori disciplina doare, urâm disciplina, dar disciplina produce în noi roada neprihănirii. Dacă citim mai jos în capitol, o să vedem că scopul disciplinării este să ne facă părtași naturii Lui. Amin? Când tu disciplinezi copilul și spui: nu-i bine ce ai făcut, trebuia să faci așa și așa și așa, tu vrei să-l faci părtași naturii tale, să-i dai mintea ta, să-i dai filozofia ta de viață, să-l ajuți ca acest copil să aibă succes, nu să fie un ratat, corect? Dumnezeu ne disciplinează pentru că ne iubește, dar scopul Domnului nu este fericirea, cum ziceau grecii. Pentru că grecii s-au înșelat în multe lucruri. Scopul lui Dumnezeu în viața noastră este să fim în asemănare cu Fiul Său. De asta Scriptura, când vorbește despre ucenici, vorbește despre urmași ai lui Hristos. De asta spune acolo în Efeseni, capitolul 5, da? Urmați, deci, pilda lui Dumnezeu, fiți urmași, fiți imitatori. Asta vrea Dumnezeu de la noi, mai mult decât fericire. Și oricum, fericirea, din punctul de vedere al Dumnezeu, este că e mai ferice să dai decât să primești. Vezi tu, doctrina prorocilor falși este asta, aceeași cu a lumii, că în momentul în care tot primești, primești, primești și ai un Dumnezeu care se ocupă de tine în toate aspectele și îți face toate poftele, vei fi fericit. Însă combate cuvântul lui Dumnezeu care zice: mai ferice să dai decât să primești. A doua minciună și erezie care circulă în creștinătate: Dumnezeu nu vrea să suferi niciodată. Ați auzit-o pe asta? Dumnezeu nu vrea să suferi, Dumnezeu va face totul bine, Dumnezeu va face totul perfect, Dumnezeu... Dragul meu, e adevărat că avem un tată bun care ne poartă de grijă, dar suferința vine la pachet, în pachetul de copil de Dumnezeu. Eu vreau să vă întreb, credeți că a suferit Domnul Iisus Hristos, a suferit pe pământ? Da? Ați auzit de Iov? Ați auzit de suferința lui Iov? Pavel apostolul a suferit? Petru a suferit? Știți că din 12, din 11, unii cinci rămași plus Pavel 12, din 12, doar unul singur a murit, cum se spune, de moarte bună. În rest toți au fost schingiuiți, chinuiți, tăiat capul, puși pe cruce. Dragul meu, nu vreau să te sperii, dar spune Scriptura așa în 2 Corinteni de la 11. 2 Corinteni 11, 23 cu 28. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Pavel vorbea în acest context al prorocilor falși. Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult, atenție, în osteneli, și mai mult,
în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celui din neamul meu, celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frați mincinoși, în ostereli, în necazuri, în priveghiuri, adesea în foame și sete, în posturi, adesea în fric și lipsă de îmbrăcăminte, și pe lângă toate aceste lucruri, în fiecare zi mă apasă grijile bisericilor lui Dumnezeu. Cum vi se pare asta? O viață din aia trăită la cafenele și la hoteluri de lux? Asta propovăduiesc prorocii ăștia ai prosperității. Că Dumnezeu vrea să-ți dea avioane, cele mai bune mașini, cele mai bune castele, cele mai bune lucruri, să ai cel mai mare salariu de pe planetă, să fii numărul unu. Dragul meu, Dumnezeu nu vrea să fii numărul unu, pentru că El este numărul unu. Uite-te ce descriere ne face Dumnezeu aici. Și Domnul Hristos spunea că da, veți primi de 100 de ori mai mult în veacul acesta binecuvântări împreună cu suferința. Este parte din pachetul creștin. Știi ce e frumos la creștinătate? Creștinismul e singura religie, dacă îi putem spune așa, știm că nu e o religie, este o umblare cu Dumnezeu, dar hai să spunem religie astăzi. E singura religie, da? Diferită de hinduism, da? Diferită de budism, diferită de shintoism, diferită de islam. Singura religie de pe planetă care a reușit să integreze suferința în planul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, noi știm, chiar dacă suferim azi, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În rest, nu există o religie pe planeta asta să știe ce să facă cu suferința. Vrem să scăpăm de suferință, vrem să scăpăm de rău, vrem să ne aranjăm lucrurile, să nu suferim de frig, să nu suferim de boală, să nu suferim. Și ok, e omenește. Dar nu vom putea scăpa de momente de test în viața noastră, pentru că Dumnezeu ne iubește așa de mult, având în vedere veșnicia noastră și nu doar viața asta temporară, încât vom trece prin zile în care o să suferim, poate dezamăgiți în lucrare, dezamăgiți în familie, dezamăgiți la școală, dezamăgiți la lucru. Suferința este parte din călătoria noastră creștină. Cine îți propovăduiește că Dumnezeu nu vrea să suferi, e un proroc fals. N-am citit în Scriptură niciunde de un om al lui Dumnezeu care n-a suferit. Dar vestea bună este că în suferința aia nu e singur. Asta e diferența dintre noi și cei care nu-L cunosc pe El. Și noi trecem prin suferință și ei trec prin suferință. Dar noi trecem de mână cu Dumnezeu și la capătul tunelului nu doar că vedem lumina, dar suntem mai în asemănare cu Iisus Hristos. Pentru că scopul este asemănarea, nu fericirea. Vă aduceți aminte? Amin? O altă minciună care am auzit-o la proroce și învățătorii faci, mai ales propovăduitorii acestei evanghelii a sinelui, da, a prosperității și a sănătății, este asta. Dumnezeu vrea să prosperi, să fii doar pe plus și să n-ai niciun minus în viața ta. Dragii mei, este asta adevărat? Păi haideți să fim sinceri, am fost noi vreodată doar pe plus de când ne-am născut? Din start, numai dacă te gândești la viața ta, n-ai cum să nu te întâlnești cu minusul în viață, n-ai cum să nu te întâlnești cu lucrurile care nu te avantajează. Uite ce spune Scriptura, Filipeni 3:8. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul. Stai puțin, despre ce lucruri vorbea Pavel? Voi știți că Pavel era parte din Sinedriu. Atenție, Pavel, la vârsta lui, avea o scrisoare specială de la marele preot și de la bordul Sinedriului sau comitetul Sinedriului, cum vrem noi să zicem în românește, ca să meargă și să lege pe toți cei care propovăduiau calea credinței lui Iisus Hristos. Ajunsese atât de puternic în Israel, încât la cuvântul lui murea un om. Și totuși acest Pavel, având statut, având poziție, având finanțe, având un viitor în față, unii teologi spun că avea șanse să devină următorul mare preot, să convertește pentru că Hristos îl cheamă și ajunge să zică să ocotesc toate aceste lucruri ca o pierdere. Păi sincer să fiu, câți dintre voi anul ăsta ați pierdut o sumă de bani considerabilă?
sau ați avut daune, să spunem așa, financiare sau de altă, ați spus, oh, haleluia, socotesc asta ca o pierdere, pentru prețul nespus de mare de a-L cunoaște pe Domnul Hristos. Ai spus asta? N-aș vrea să vorbesc de daunele mele, dar crede-mă că am avut câteva anul ăsta. Și am fost așa de ispitit să zic, Doamne, de ce? Și Domnul mi-a adus aminte de Pavel, zice, hai să spun ceva. Ți s-a întâmplat aia, da, Doamne. Te-a lovit diavolul, da, Doamne. S-a furat aia, da, Doamne. S-a furat și bucuria. S-a furat și mântuirea sanii. S-a furat și pacea. Pentru că eu lucrurile alea vreau să le păstrez în mijlocul furtunii. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Hristos. Cu alte cuvinte, Pavel zice, sunt gata să pierd orice, numai să-L cunosc pe Domnul. Nimic nu se poate pune în balanță cu cunoașterea Domnului Hristos. Pentru El, citim împreună biserică, pentru El am pierdut toate. Nu vă aud, tinerilor. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Care era focusul apostolului Pavel? Care ar trebui să fie focusul copilului Dumnezeu credinciosului? Să-L câștigăm pe... Nu contează ce pierdem. Eu de mulți ani am o vorbă care spun Adinei la fiecare început de an. Dacă ajungem la Crăciun și n-am pierdut pe Domnul Iisus, n-am pierdut nimic. Nu contează ce pierzi, ce altceva pierzi. Unii și-au pierdut mâine anul ăsta, alții și-au pierdut viața, dar nu și-au pierdut credința. Mi-aduc aminte de unul din marii predicatori ai Angliei, Martin Lloyd-Jones, îi se spunea al doilea Spurgeon, pe patul de moarte râdea un om de el, un primar al unui oraș și zicea, nă, Martin, ce faci? Pe patul de moarte, să văd unde te salvează Dumnezeu. Și Martin s-a uitat la el și a zis, mi-e milă de tine. Zice, eu plec de aici, am mântuit, eu doar trec pragul, mă duc acasă, să văd tu unde o să mergi. Martin Lloyd-Jones era pregătit să treacă pragul, el știa unde merge, lucrurile pentru el erau încheiate, avea pașaportul și cetățenia cerească prin credință în Domnul Iisus Hristos, îl aștepta un tată de partea cealaltă, pe celălalt îl aștepta chinul. Dragul meu, hai să-L câștigăm pe Domnul Hristos. Cea mai mare bogăție pe pământul ăsta nu-i să fim oameni de succes, ci să-L menținem pe Hristos stăpânul vieții noastre. Și știi ce? Luni, marți, miercuri, când te lovește ispita sau te lovește necazul și îți pierzi pacea, adu-ți aminte că Scriptura spune pacea lui Hristos să stăpânească în inimile. Dacă tu ți-ai pierdut pacea doar pentru o roată de mașină, dacă ți-ai pierdut pacea doar pentru un robinet stricat, dacă ți-ai pierdut pacea că ți-a crăpat copilul faianța la baie, dacă ți-ai pierdut pacea pentru lucru mărunt, omule, cine-i stăpânul tău? Faianța? Cleanța? În ADN-ul creștin există acest pachet al pierderii. Dar atenție, Dumnezeu nu ne lasă să trecem prin suferință și pierdere ca să-și bată joc de noi, ci să lucreze în noi ce o greutate veșnică de slavă. Amin? El are în vedere ceva mai prețios. Când Dumnezeu, am învățat de la Dumnezeu, când Dumnezeu îți dă cu minus, de fapt, mai încolo plusul e mai mare. Dar cel mai mare plus e că în minusul ăla, Dumnezeu se afundă cu tine și e acolo cu tine, nu te lasă, zice, nu te las, trecem împreună pe aici, trebuie să treci pe aici prin chimio, pentru că trebuie să te mântuiesc. Trebuie să treci aici prin tratamentul ăsta, pentru că trebuie să te smeresc. Vă fac o mărturisire personală. Eram destul de arogant în anul întâi la școală, încât să cred că Dumnezeu vindecă pe toți și eu sunt unul din oamenii aia, vasele alea care Dumnezeu le folosește. Și știți ce? Mă lovește pneumonia. Îndărătnic și încăpățânat. Nu știu dacă era partea de oltean sau de moldovean al lui mama, habar n-am, dar e partea de om. Am zis că nu iau tratament. Am zis, Doamne, eu vin la Tine, dar tratament nu iau. Ori mă vindeci, ori mă omori. Și atâta de tare m-a zdrobit Dumnezeu în nopțile alea, încât a trebuit să mă smeresc să iau tratamentul. Și am zis, Doamne, de ce îmi faci asta? De ce mi-ai dat lucrul ăsta? De ce nu merg din sănătate în sănătate? Din glorie în glorie? Și Domnul mi-a spus, pentru că Sănică, ai 21 de ani și ai acolo o sămânță de mândrie de care trebuie să mă ocup. Că dacă nu mă ocup eu acum, să va ocupa diavolul mai târziu și te va doborâ. Vezi, Dumnezeu ne iubește, amin? Dumnezeu ne testează, Dumnezeu ne trece prin încercări să ne curățe.
Dumnezeu ne trece prin încercări să devenim dependenți de El. Dumnezeu nu ne trece prin încercări că e sadomasochist să uite la noi, uite-te la El cum suferă. Nu, nu, El suferă împreună cu tine. Și zice, hai băiatul meu, ridică-te, luptă, păstrează neprihănirea, umblă pe calea mea, nu te lăsa. Dar Doamne, am pierdut telefonul, dar îmi plăcea, ăla era... Acum a plângea un tânăr de curând că și-o spart iPhone-ul. Și părinții au zis, nu mai pupi alt telefon decât telefonul ăsta de 500 de lei, de 500 de lei la vârsta lor, n-ai ce telefon să-ți iei așa, fain. Pentru noi ăștia mai trecuți de 40, poate și de 100 de lei ne-am găsit de telefon, dar la ei e o tragedie. Cum să mă duc la școală? Și nu l-am scos de 2 săptămâni din buzunar să nu-l vadă colegii. Și mă uit așa, zic, de ce? Mi-e rușine. Să înțeleg că viața ta e legată, nu, nu, identitatea mea e Iisus, frate Sani. Nu e Iisus identitatea ta, identitatea ta e legată de telefon. Ne-am rugat, s-a gândit el bine și a zis, știi ce m-am gândit? Ai dreptate. Cum pot să mă vindec de aceasta? Îți spun eu cum poți să te vindeci. Când mergi la școală, scoți telefonul și îl pui pe masă ca să vadă toți colegii. Și spune așa, nu contează cât de lung ai, nu contează cât telefon ai, nu contează ce mașină ai, ce brand ai, ci contează cât și cum iubești și pe cine iubești. Contează dacă viața ta e închinată lui Dumnezeu și umbli cu El, când n-ai telefon, când n-ai telefon, când n-ai sănătate, când n-ai sănătate, când n-ai bani, când nu ai bani, când n-ai casă, când nu ai casă, când stai în 30 de metri pătrați, 9 ani ca Vali Rogoveanu, dacă nu ai, eu știu, cu bani să-ți iei lemne la iarnă, ai acolo se vede adevăratul tău stăpân. Vreau să te încurajez, fii tare că Domnul e cu tine. Dar nu uita, suferința e parte din ADN-ul nostru. Apoi, mai sunt unii care spun așa, frate Sani, eu cred că Dumnezeu vrea să-mi dea cel mai bun loc în societate să influențez. Bun, asta e credința ta, nu e și credința biblică. Eu cred că Dumnezeu vrea să-mi dea cel mai bun loc de conducere ca să fie o lumină. Ok, asta e credința ta, dar nu e și credința. Eu cred că Dumnezeu vrea să intru în politică să schimb România. Uite, Iosif, uite, Daniel, dragul meu, e adevărat, Iosif și Daniel sunt excepții în Sfânta Scriptură, dar n-au ales ei să fie duși în politică și în guverne. Dumnezeu, printr-o serie de circumstanțe, a programat totul dinainte și i-a dus acolo pe unul sclav și pe altul famen și i-a pus în poziții de conducere în administrația guvernelor, unde ei au putut să fie lumină. Dar dacă te duci tu singur să fii lumină, când tu nu ești lumină, sunt mulți care vor să intre în politică să fie lumină când ei nu sunt lumină. Doamne, ai milă de noi! Dar uite, gândirea asta, am întâlnit-o la prorocii falși, la învățătorii falși, în doctrinele false. Dumnezeu vrea să-ți dea cei mai buni. Dacă cei mai buni te distruge, Dumnezeu nu ți-l va da. Spune Scriptura în 1 Corinteni 1 cu 26 până la 29, de pildă, fraților, uitați-vă la noi! Nu vreau să vă mai pun o întrebare înainte să citesc. Sunteți vânători de promovări? Duhul Sfânt m-a pus să vă întreb asta. Sunteți vânători de promovări? Pentru că trăim într-o lume în care să aleargă după vizibilitate, să aleargă după promovare, să aleargă după a fi cineva, pentru că ni s-a inoculat în mintea noastră de creștin că dacă avem un job de măturător, nu putem să fim sare și lumină. Spune Scriptura așa, de pildă, fraților, uitați-vă la noi, adică la apostol, da? Căci care am fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, citim împreună, nici mulți de neam, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Deci ce spune Scriptura? Scriptura spune că Dumnezeu îi ia pe aia care sunt nimeni, îi ia pe aia de la țară, îi ia pe aia care nu-i vrea nimeni, îi ia pe aia neînsemnați și cu aia schimbă lumea. Pentru că, sincer, Dumnezeu nu are nevoie de diplomele noastre. Mi-a spus odată un păstor mi-a spus, era bătrân, era un om înțelept, trecusă prin multe și mi-a spus, Sani, ai făcut aia foarte bine, ai făcut școala aia bine, ți-ai luat diploma aia bine, adu-le pe toate la picioarele lui Hristos. Și dacă El va avea nevoie de ele, le va folosi, dacă nu, fii un slujitor acolo unde te-a pus. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii să le facă de rușine pe cele tari și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, bancă, lucrurile care nu sunt, ca să le nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea Domnului. Păi când tu vii cu diplomele tale, când tu vii cu inteligența ta, când tu vii cu banii tăi făcuți din monedă sau eu știu mai din ce ai făcut, a cui e lauda? E a Domnului sau e a ta?
Spunea odată un om, zice, când m-am pocăit, pentru că era doctor la Cambridge, și când m-am pocăit am crezut că Dumnezeu, atenție, folosesc cuvântul la care nu-mi place, dar zic azi, e norocos să mă aibă, pentru că îl citesc pe acest om. Adică, nu, îți dai seama, totuși eu sunt doctor la Cambridge, îți dai seama pe ce om a pus Dumnezeu mâna. Și zici, dragilor, după 6 ani de umblare cu Dumnezeu, mi-am schimbat total percepția. Ai milă de mine, păcătosul. Dumnezeu poate să folosească un copil, Dumnezeu poate să folosească un om mic, Dumnezeu poate să folosească pe unul ca Zacheu, Dumnezeu poate să folosească, la urma urmei, în cazul lui Balaam a folosit un măgar să vorbească, Dumnezeu are îngeri, Dumnezeu are tot universul la dispoziție. Nu trebuie tu să vii să schimbi lumea. Tu trebuie să vii să fii sare și lumină acolo unde te-a pus Domnul și să nu te autopromovezi, să nu cazi în ispita asta, lasă-L pe Dumnezeu să te ridice. Este o înșelăciune că trebuie să ai poziții cheie ca să influențezi. Am auzit odată de, și am citit, probabil și voi ați citit-o, în una din cărțile, cred că a lui Martin Lloyd-Jones, despre trezirea din Țara Galilor. Zice că erau predicatori atât de puternici în vremea aia, încât, dragilor, atunci când intrau în biserică, parcă Dumnezeu intra în biserică. Începeau oamenii să plângă, începeau să-și mărturisească și totuși Dumnezeu nu i-a folosit să aducă trezirea. Până când 3 femei în vârstă de vreo 80 de ani s-au hotărât și au zis, o să ne rugăm zi și noapte ca Dumnezeu să înceapă trezire în orașul nostru. Zi și făcut s-au pus pe rugăciune. Și au anunțat păstorul și au zis, frate păstor, noi o să ne rugăm zi și noapte ca Dumnezeu să vă aducă trezire aici în orașul nostru. Exact ca Ana de la templu îl slujea pe Dumnezeu cu post și rugăciune zi și noapte. Și au început să se roage aceste bătrânele, să se roage. Până într-o zi în care Dumnezeu a trimis un om neînsemnat acolo să predice, pentru că nu venea nimeni acolo în sătucul lor. Toți predicatorii celebri mergeau în orașe mari, nu? Și a venit un predicator, săracul îi tremurau genunchii, slab, chel, mic, îmbrăcat în negru ca și mine, părea că se duce la moarte în fiecare zi și bătrânelele i-au zis, tu ești răspunsul rugăciunilor noastre, ne-am rugat ca Dumnezeu să aducă trezire și el a zis, prin mine, Doamne ferește, și eu abia știu punctele de predică. Zice, tu predică că noi ne-am rugat. Și a început acest tânăr să predice și, dragilor, au început oamenii pe stradă să se oprească, alții au început să intre alcooliști în biserică să-și mărturisească păcatele, nu înțelegea lumea, nu mai aveau loc, au ieșit afară, au început să adune. De ce? Pentru că Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Domnul n-are nevoie de oameni mari, El folosește pe cei pe care îi cheamă și sunt disponibili. L-a folosit pe unul ca Gedeon, pe unul ca David, un adolescent, pe unul ca Iosif, pe unul ca Ioan, apostolul, care era cel mai mic dintre ucenici. Dumnezeu are putere să folosească lucrurile mici ca noi și neînsemnate să schimbe lucrurile aici. De asta nu lăsa această înșelăciune că Dumnezeu vrea să ai poziții cheie în care să schimbi lumea. Știi de ce? Pentru că am văzut mulți care au alergat după poziții cheie și și-au pierdut credința. Știu, aici am onorat de cazuri care au zis, rugați-vă că dacă pun mâna pe postul ăla va fi extraordinar, voi da la misionar, voi face bine și și-a pierdut credința. A ajuns în postul ăla unde a visat, în vârful piramidei financiare și și-a pierdut credința. Dragul meu, eu vreau mai bine să-mi păstrez credința și să nu am. Pentru că cel mai mare câștig al meu pe pământul ăsta este Domnul Iisus Hristos. Și cel mai mare câștig al tău este Domnul Iisus Hristos. Cum spuneam, această înșelăciune de a cuceri lumea, am auzit-o în mulți din predicatorii falși. Dumnezeu nu ne-a chemat să cucerim lumea. Lumea nu poate fi cucerită. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Chemarea nu-i să schimbă lumea, e să facem ucenici. Adică urmași ai lui Hristos. Asta e chemarea noastră. Pe unde treci să fie atât de puternică mărturia ta încât altul să o vadă și să zică, băi, Scriptura e credibilă, Dumnezeu e credibil, pentru că am văzut în viața ta cum funcționează. Vreau și eu să am ce ai tu. Îți mulțumesc, Doamne, că ești aici. Și un ultim lucru, o altă minciună care e în
doctrinele astea a Evangheliei prosperității și a binelui suprem. Dumnezeu vrea să ai doar bine, să fii tot timpul sănătos, să meargă din slavă în slavă. Au reinterpretat niște versete biblice. Păi Sani, îmi zice unul, nu a zis Dumnezeu că îmi va da tot ce îmi dorește inima? Și am zis, ei, nu interpreta scripturile satană. Nu le reinterpreta. Spune acolo, fă din Domnul toată desfătarea ta. Și atunci El îți va da tot ce îți dorește inima. El a luat doar partea din verset care înalță firea pământească. Spun oamenii ăștia, nu știu dacă ați auzit, se numește sămânța financiară. Eu m-am lovit de asta în anii 2000 în București, când am început în curentul ăsta carismatic să apară sămânța financiară și se propovăduia de la amvon, dacă îi dai lui Dumnezeu banii ăștia, Dumnezeu îți va rezolva cauza. Dacă îi dai lui Dumnezeu sămânța asta, o plantezi sau o semeni în viața altuia, Dumnezeu te va vindeca, îți va elibera copiii. Și a început o manipulare din asta financiară care nu este biblică. Pentru că atunci când Scriptura vorbește de sămânță, în Luca 8, de la 5 la 11, spune așa, semănătorul, adică Dumnezeu, a ieșit să semene sămânța și pe când semăna el, o parte a căzut lângă drum, a fost călcat în picioare și au mâncat-o păsările cerului. Iată ce înțeles are această pildă. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Ce faci tu cu aia este dărnicie. Domnul să te binecuvânteze. Biblia zice că va fi binecuvântat dătătorul care dă cu bucurie. Pe ăla îl iubește Dumnezeu. Dărnicia e importantă. Zeciuielile, dacă vreți să zici, sunt importante. Dărnicia e importantă. Dar nu vă lăsați manipulați. Cum era unul la televizor și spunea în America, dacă îmi trimiți $100, îți voi trimite prorocia ta personală. Dar, dragul meu, tu ai fir direct cu Tatăl Ceresc, prin Scriptură. N-ai nevoie de proroci falsi să spună că va fi bine. E ca mersul la ghicitor. Te duci să spună dacă va avea succes afacerea, cu cine te căsătorești, brunetă sau blondă, ce o să ai copii sănătoși și o să aibă ochii albaștri. E ca mersul la vrăjitor. Dragul meu, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. De asta spune Scriptura. În 2 Tesaloniceni 3, de la 10 la 12, căci atunci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Biblia nu se contrazice. Nu-i că dacă îi dai 100 de euro lui Dumnezeu, l-ai cumpărat pe Dumnezeu. Dragilor, să ne ferească gândul ăsta. Să ne ferească Dumnezeu de așa mentalitate. Dumnezeu nu-i Moș Crăciun, nu-i dator cu nimic. Noi suntem datori lui Dumnezeu. Sunt atât de mulți creștini, credincioși, care cred că Dumnezeu e un fel de Moș Crăciun, acolo care îți face, ție toate plăcerile și atunci când tu strigi, El trebuie să sară. Dragul meu, Dumnezeu nu lucrează așa. Dacă vei rămâne în cuvintele mele și cuvintele mele vor rămâne în tine, vei aduce roadă. Dacă vei asculta de tot ce am scris în cartea aceasta, mântuirea, lumina ta nu ți se va stinge, cum spune Isaia, vindecarea ta va colți repede, dacă vei da drumul la legăturile și la lanțurile fără de legii, vindecarea ta va încolți repede, sunt condiții. Mântuirea este gratuită, dar binecuvântările lui Dumnezeu sunt în funcție și de ascultarea ta. Dumnezeu își face partea, dar tu trebuie să-ți faci partea ta. Nu-L obliși pe Dumnezeu că dai bani la biserică. Și atunci când îi dai, dă-i cu bucurie și dă-i pentru Domnul, că Domnul ți-i contorizează. Spune Pavel aici, auzisem că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemn pe acești oameni și îi sfătuim în Domnul Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Cu alte cuvinte, mergi la muncă. Dumnezeu nu poate fi cumpărat. Mi-aduc aminte de un tânăr care avea talent extraordinar. L-am probodit o doctrină, o învățătură din asta falsă, că dacă dai 300, Dumnezeu îți dă 3.000, dacă dai 3.000, Dumnezeu îți dă 30.000. Și el avea o chitară de 300 de euro și a zis, dau chitara mea de 300 de euro, a strigat în biserică să-mi dea Dumnezeu una de 3.000 înapoi. A rămas fără chitară, nu a mai primit nimic. Mă voi opri aici, pentru că acum vreau să merg la câteva lucruri, ce să facem? Repet, Dumnezeu nu-i Moș Crăciun, Dumnezeu nu ne datorează nimic, noi îi datorăm totul lui Dumnezeu. Trebuie să avem o percepție sănătoasă asupra Scripturii, asupra cine-i Dumnezeu, cine suntem noi și ce avem de făcut, amin? Și spune Scriptura așa apoi, în Iov 28 cu 28, apoi a zis omului, iată, frica de Domnul aceasta este înțelepciunea
depărtarea de rău este priceperea. Dragul meu, dacă vrei să știi partea ta, partea ta e scrisă în Scripturi. Nu încerca să faci partea lui Dumnezeu, să-L manipulezi prin rugăciune, că Dumnezeu nu poate fi manipulat. Îmi spunea cineva, hai să ne rugăm mai mulți, că dacă ne rugăm mai mulți, să-L convingem pe Dumnezeu. Ha! Dumnezeu nu răspunde decât la rugăciuni care sunt bazate pe cuvântul Lui, pe natura Lui și în caracterul Lui. Proverbe 22:4, răsplata smerenii și a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Cu alte cuvinte, Domnul spune, dacă le vrei, uite cheia. Dumnezeu dă slavă, Dumnezeu dă ridicare, promovare, Dumnezeu dă bogăție, Dumnezeu dă viață. Toate stau în El, nu în tine, nu în puterea ta. Treaba mea și treaba ta e să umblăm smeriți și cu frică de Domnul. Matei 7, de la 7 la 8, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă, cine caută găsește și acelui ce bate îi se va deschide. Treaba mea e să continui să cer, dar nu-L obligă pe Dumnezeu rugăciunea mea. Nu știu de ce avem așa mentalitatea în ultima vreme, că dacă ne rugăm mai mult, Dumnezeu va fi obligat să ne răspundă. Nu, El răspunde atunci când ne rugăm bazat pe cuvânt, în numele Lui, pe natura și caracterul Lui și pentru că ne iubește. Noi îl iubim pentru că, spunea Adam, ne-a iubit întâi. Îmi place Luca 17:10 și de câte ori mă întreabă cineva, vă spun sincer, mi l-am luat ca motou anul ăsta. Sani, cum ești? Ești obosit? Știi ce-ți răspund? Am făcut ce era dator să fac, sunt un rob netrebnic. Știi de ce? Pentru că pe mine asta mă ține acolo în locul unde trebuie să fiu. Da, sunt fiu, sunt copil de Dumnezeu, dar asta nu-mi dă dreptul să mă urc în capul Lui. El este Dumnezeu, El este Sfânt, 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 El este Stăpânitorul, El e foc mistuitor, nu mă pot trage cu El de șireturi. În mișcarea asta liberă, cum să spun, mai carismatică, s-au înțeles lucrurile greșit. A, pentru că Dumnezeu e Tată și noi suntem fii, putem face orice, trăim oricum, harul acoperă oricum, nu mai trebuie să mărturisesc păcatele, dragul meu. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios, doar atunci să ne ierte și să ne spele de orice nelegiuire. Dacă nu-ți mărturisești păcatul, nu ți se iartă. Harul te învață să o rupi cu păgânătatea și cu poftele lumești. Tocmai pentru că avem un Dumnezeu Sfânt, suntem chemați să trăim în separare și predare, amin? Mica 6:8, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce altceva cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești milă, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Îmi place de Ioan, cum spune Îngerul Domnului lui Ioan în Apocalipsa 22, de la 8 la 9. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele Îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca asta. Atenție ce spune Îngerul. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi. Cine-i slujitor în toată ecuația asta? Dumnezeu sau noi? Ne comportăm de multe ori ca și cum El este slujitorul și noi suntem cei care comandăm, că ne-am învățat în era asta, apeși pe un buton și apare aplicația, apeși pe un buton și vine comanda, apeși pe un buton și am început să ne credem Dumnezei. Nu suntem Dumnezei, suntem păcătoși care avem nevoie de harul Lui. Ferește-te să faci asta, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea asta, închină-te lui Dumnezeu! Nu te închina unui proroc care îți promite vindecarea, închină-te lui Dumnezeu! Nu te închina unuia care îți promite prosperitatea, închină-te lui Dumnezeu! Nu te închina unuia care îți promite că o să fii tot timpul sănătos, închină-te lui Dumnezeu! 1 Corinteni 4, de la 1 la 2. E ultimul verset din seara aceasta. Ne ridicăm și citim împreună. Iată cum trebuie să fim priviți noi. Citim împreună. Ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Întrebarea acum. Ce se cere de la ispravnici? Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui. Te-a făcut Dumnezeu tată și soț. Ai două lucruri de administrat bine. Fii tată, fii soț.
Te-a făcut Dumnezeu mamă și soție, fii mamă, soție, nu încerca să fii predicatorul soțului tău. Există predicator la biserică. Nu încerca să-i tâlmăcești predica după în mașină, că e soțul tău. Te-a făcut Dumnezeu bunic. Te-a făcut Dumnezeu bunică sau nu te-a făcut? Ai ajuns la vârsta asta de 80 de ani cu peri albi. Roagă-te pentru noi, fă ca Ana, slujește-L pe Dumnezeu cu post și rugăciune în fiecare noapte și zi. Haideți să ne știm locul pentru că o să primim mult mai mult. Da, Dumnezeu vindecă, da, Dumnezeu face minuni, da, Dumnezeu poate să prospere, dar nu la comanda noastră, ci atunci când consideră El. Nu El este slujitorul nostru, ci noi suntem slujitorii Lui. Ați înțeles mesajul de azi? Sunt atât de multe învățători false care îl pun pe Dumnezeu în genunchi în fața noastră. Și știți ce? Odată vă spuneam, am fost arogant, aveam 21-22 de ani, credeam că știu multe. Și mi-aduc aminte când am venit odată în rugăciune înaintea Domnului cu atitudine și am auzit o vorbă mică, o vorbă ca un susur blând. Sani, și tu intri în prezența mea cu bocanci. Și mi-am adus aminte de Moise și de Iosua și mi-am adus aminte de Ilie și mi-am adus aminte și am zis, iartă-mă, Doamne, iartă-mă. Eu sunt cel care trebuie să stau în genunchi, nu tu. Ce poruncește Domnul slujitorului său? Apostolul Pavel, geniul antichității, cel care a scris 3/4 din Noul Testament, când a venit lumina și revelația în genunchi, n-a mai pus decât atât, a spus, Doamne, ce vrei să fac? Tu ești stăpânul și eu slujitorul. Vrei, dragul meu, să-ți iei rolul în serios de slujitor al Domnului și să te închini doar Lui? Sau vrei să continui să-i dai porunci și sugestii și sfaturi prin, haideți sus, prin rugăciuni? Doamne, lucrează așa! Doamne, dacă Tu-i vorbești fratelui să-i dea care mai multe lemne, să-i dea sorei, că eu n-am, Doamne, de fapt am, dar sunt zgârcit. Doamne, lucrează așa! Nu, nu-i mai da, zi, Doamne, spune-mi ce vrei să fac. Aș vrea să cântăm acest refren, nu-i chemare mai mare și după aceea să plecăm cu binecuvântarea Domnului la părtășie. Dar, dragul meu, îmi doresc din toată inima să înțelegi, iubesc familia Betania. Vă mulțumesc că ați devenit familia noastră, Domnul să vă binecuvânteze pentru timpul în care ne-a pus Dumnezeu aici, dar îmi doresc să fim sănătoși la minte, să înțelegem Scriptura bine, să înțelegem cine e Dumnezeu și cine suntem noi, care e rolul Lui și care e rolul nostru și ce așteaptă Dumnezeu de la mine și de la tine. Să nu credem că suntem un fel de șefuleț în împărăție. Nu, nu, El e stăpânul, noi slujitorii. Amin? Și atunci când te întreabă lumea, da, ne mai poți? Am făcut ce eram dator să fac. Sunt un rob nevrednic, dar Tatăl meu e vrednic. Când Domnul te întreabă, mai poți? Mai poți, Tibi? Am făcut ce eram dator să fac. Mai poți? Mama, mai poți? Cum e cu copiii? E greu să-ți crești copiii? Am făcut ce eram datoare să fac. Sunt un rob nevrednic. Mai poți să muncești atât pentru familie? Am făcut ce eram dator să fac. Domnul, mai poți să cânt, nu te doare spatele cu fiarele alea în spate? Am făcut ce eram dator să fac. Nu te doare, frate, spatele de atât a condus la volan? Am făcut ce eram dator să fac. Sunt un rob nevrednic, nevrednic și nevoie de harul Lui.